Dragilor, eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint o rețetă de post, am gătit un orez cu legume, e o mâncare foarte delicioasă, eu vă recomand cu drag să urmăriți rețeta. Am sotat 4 morcovi, o ceapă, 4 căței de usturoi, în care adaug o lingură de sare. Așa, am spălat 250 de grame de orez. Este o mâncare care se gătește pac-pac. Nu stăm foarte mult timp ca să o gătim. Peste orez adaug mazăre, în cazul meu este mazăre înghețată. Adaug în jur de 250 de grame de mazăre. Și fasole, pe care la fel este în conservă, 500 de grame de fasole. Cum vedeți, este o mâncare pe care doar o montăm. Nu necesită mult timp ca să pregătim mâncarea aceasta. Fasolea vine ca un capac deasupra la orez. Acum se dă focul la minim și se lasă cu un capac deasupra, se lasă să se facă orezul pentru 30 de minute. Așa. Și acum, la final, amestecăm și obținem un orez delicios. Și servim cu niște ardei semipicanți, pe care i-am gătit eu unul în sensul foarte bun. Și în felul ăsta eu servim orezul cu legume, e o mâncare de post, dar poate fi consumată oricând. E o mâncare delicioasă, se gătește rapid, nu stați lângă tigaie atunci când o gătiți. Eu vă recomand cu drag, dragilor, să gătiți această rețetă, cu siguranță nu veți regreta. V-am pupat!